Salutare, dragilor! Hai să vedem cum e traficul și pe ploaie în București. Dar nu o să vorbim neapărat despre trafic, că vreau să mai vorbesc despre mașina în care mă aflu. I-am făcut deja o prezentare așa cum obișnuiesc, dar cred că ar mai fi de surprins câteva aspecte și clar, după ce o conduci pe termen mai lung, poți să îți dai seama de toate cele. Și acum mă aflu într-un impas, că nu vreau să accelerez prea puternic. Este o Kia X-Ceed, care are un nume foarte comic, pentru că seamănă cu Ceed din Ice Age și la nume și la bot au același rânjet, să spun așa. Și îmi place să găsesc genul ăsta de paralele între vehicule și persoane. Am zis, cred, și în prezentarea mașinii. Și sunt câteva similarități din astea în lumea auto, cel puțin în ochii mei. Respectiv, Toyota Yaris are botul Davy Jones, piratul ăla din Pirații din Caraibe cu capul ăla de caracatiță. Pe urmă, Iveco Daily seamănă foarte bine atât cu actorul Doru Ana din serialul Umbre, personajul capitanul, dar și cu mamutul Manny din Ice Age. Și ăsta la fel seamănă cu Sidu, cumva e haiul să personifice așa obiectele. Le dai o latură mai umană. Da, mașina este un succes în sensul în care vine cu echilibru pe toate planurile. Am observat în general în prezentări și o pic în plasa asta, având o mașină mai puternică decât media, să spun. Poate n-ar trebui tot timpul să căutăm cai, putere, reprize, chestii de genul ăsta și să ne uităm la întregul pachet. Și de asta o abordare moderată uneori este una potrivită, aș putea spune. În ideea în care stai tot timpul să faci 0-100, 100-200, genul ăsta de reprize, mai mult sau mai puțin legale, ci cauți să ai de toate, să fie și spațioasă, să aibă costuri mici de operare, pentru că costul mic de operare, din punctul meu de vedere, nu înseamnă consum mic, doar consum mic. Evident, contează cât dai la pompă, dar raportat la situația conduitei tale în trafic, adică câți kilometri faci, la, nu știu, când mergi, dacă mergi numai extraurban sau în oraș, nu mai contează efectiv atât de mult consumul, că tu când ajungi la pompă raportezi cantitatea aceea de combustibil pe un anumit rulaj, adică așa obții până la urmă consumul, nu contează efectiv banii de la pompă, contează și cât de des îi dai, dar și pe ce distanță îi parcurs. Și de aceea o mașină precum aceasta poate să aibă o logică, are dotări o grămadă, arată bine, ai cât de cât spațiu în ea. Este și plug-in, deci poți să o folosești eficient dacă ai nevoie de o asemenea configurație. Și de asta contează aceste aspecte. Mașina este un X-Ceed plug-in hybrid care are un motor de 1.6 aspirat din familia Kappa, care e ceva mai aparte, în sensul în care motoarele Kappa în general s-au cam oprit pe la 1.4, 1.5 aspirate și supraalimentate. Ăsta e un 1.6 aspirat cu injecție directă, deci are cursă lungă, ciclu Atkinson și așa mai departe. Pentru detalii suplimentare vedeți prezentarea, care dezvoltă el singur 105 cai și 148 de Nm, adică similar cam cu un motor de 1.6 twinport de Opel Astra H, doar că evident în niște condiții de eficiență mult mai bune. Toată șmecheria cu Atkinsonele astea e că depinde și cum te referi la ele. Atkinson ad literam înseamnă de fapt un ciclu hibrid. Un ciclu nu este hibrid, este un ciclu care a presupus modificarea ambielajului unor motoare și asta s-a întâmplat la îndemnul, invenția, să spun așa, lui James Atkinson, care a fost un inginer de motoare. A modificat ambielajul, adică motorul avea alt tip de biele și arbore cotit ca să aibă o mișcare destul de ciudată care să poată să scurteze ciclul de admisie și să îl lungească pe ăla de expansiune, ca motorul cumva să muncească mai puțin, să sugă amestecul, să n-aibă pierderea de pompaj, dar să extragă din respectiva încărcătură cât se poate de mult. Și de asta motoarele cu ciclu din acesta mixt funcționează, termină ciclul de expansiune la presiune ambientală, pe când celelalte motoare termină la presiune mai mare. Și pentru că muncesc să sugă amestecul ăla și există niște diferențe mari de presiune, ai și putere mare, dar ai și
consum și eficiență puțin mai mici. Atkinsonul nu are putere atât de mare, dar are eficiență. Și evident că are logică să-l cuplezi în acest mod unei transmisii electrice, care compensează această lipsă de putere și cuplu. El de multe ori fiind un simplu generator, ne antrenând roțile, nu-i cazul la mașina asta. E cazul, de exemplu, la Toyota Camry, cum se vede pe fundal acolo în dreapta. Și motorizarea poate fi însă a fost alterată în viitor, în ideea în care Atkinsonul era complex ca mecanică să-l faci cu acele biele. Nu avea logică în prezent să faci așa ceva, așa că au trecut la principiul de ciclu Miller, care a presupus modificarea funcționării supapelor, adică bloc, motor, chiulasă, toată partea asta de biele, arbori, erau exact ca la un motor standard, însă s-a modificat timpul de închidere și deschidere al supapelor de admisie. Sunt mai multe principii pentru asta, ori închizi supapa de admisie mai târziu când pistonul începe și urcă și tot așa scazi raportul real de compresie și simulezi un ciclu mai scurt prin întoarcerea aerului sau a părții din amestec în admisie și în felul ăsta motorul muncește mai puțin să comprime, dar lași supapele să funcționeze normal pe evacuare. Sau închis supapa de admisie mai devreme pe etapa de coborâre și este exact același efect, doar că nu e cu reîntoarcere în admisie. În ambele situații se scade raportul de compresie. Asta este din nou o mașină extrem de mișto pe care a avut-o un amic. Un slipper perfect de vreo 306 cai. Există și varianta X37 care are un sistem similar valvetronic, care îmbină cumva ciclul despre care vorbesc, niște motoare bestiale și niște mașini cum trebuie, doar că nu se neapărat foarte spațioase având motorul pe lung. Da, revenim la ciclurile noastre. Cam asta a făcut Miller-ul, însă când spui Miller, în general te referi în prezent la o motorizare cu ciclu supraalimentat. Atkinsonul rămâne pe sistemele aspirate și Miller-ul este pentru supraalimentate și există posibilitatea de a-l mai numi Budak, după Ralf Budak, care este un inginer de la Volkswagen, care a alterat ciclul de funcționare pentru motoarele VAG în ideea de a folosi închiderea supapei mai devreme când pistonul coboară. Și există și niște variații pe care Nissan le mai are pe motorul KR, care au raport de compresie variabil, adică similar sistemului valvetronic de la supape, în care între arborele cu came și capătul supapei, acel valve stem, partea de sus, se interpune un arbore excentric care poate să varieze adâncimea de deschidere, adică cumva arborele cu came rotindu-se normal, tu îi alterezi apăsarea pe came prin acel excentric în scopul de a obține o adâncime variabilă de lucru. La motorul KR de Nissan s-a făcut o chestie similară între arborele cotit și partea de capăt a bielei, partea mare de capăt. S-a interpus un arbore intermediar cu un braț care poate să varieze cursa de lucru a pistonului și în acest fel uneori pistonul urcă mai mult, alteori mai puțin și asta înseamnă că se obține un efect de raport de compresie variabil, însă acolo este făcut pentru eficiență și putere, seamănă, dar e o a treia abordare, să o spun. Motorul ăsta, în linii mari, da, este ciclu Atkinson. Am vorbit, cred că, destul despre acest lucru. Așa, pe urmă, are în completare o transmisie interesantă care folosește trei ambreiaje uscate monodisc. Un ambreiaj monodisc uscat cu un cilindru receptor central hidraulic este plasat între motorul termic și motorul electric. Iar acel motor electric care dezvoltă pe această configurație 60 de cai și 170 de Nm este sandwichat între motorul termic și cutia de viteze. Pe urmă, după ce motorul electric și ambreiajul ăsta există pe acolo, el are un fel de dinți care se amestecă, se întrepătrund într-o coroană care este legată la o oală. Acea oală conține două ambreiaje monodisc uscate cu acționare electromecanică care practic presupun sistemul DCT de la Kia. Doar că în loc să fie 7 trepte ca la o mașină normală, de la ei cu termic, are 6 trepte și sunt cumva mai lungi. Din nou pentru că motorul electric are un aport propriu și nu-i neapărat nevoie să ai o cutie cu reprize scurte, trepte multe, cum compensează partea electrică.
Fac mențiunea că în configurația Niro Hybrid, nu plug-in hybrid, bateria este mult mai mică, aici are 1,9 kWh, acolo are 1,6, cam așa. Motorul electric este setat la 44 de cai și 170 de Nm. Dar în ambele situații, puterea totală a acestui sistem este 141 de cai și 265 de Nm. Această valoare se perpetuează în continuare și la valoarea de cuplu, mă refer la cheile care folosesc 1.6 TGDI cu sistemul hybrid de pe Sportage, de exemplu, care au genul ăsta de valoare de cuplu, cel puțin pe partea de motor. E, toată povestea asta, evident, depinde foarte mult cum e exploatată, ce consumuri obții. Interesant este că au reușit să folosească niște ambreiaje simple care nu prea au uzură, pentru că mașina nu e puternică și softul e de așa natură gestionat încât să favorizeze mersul eficient, nu sportivitatea. Eu personal nu am auzit de cutii DCT pe hibrid picate. Am auzit însă de cele pe termic, unde a fost o discuție pe parte de calibrare de software, pentru că se încingeau destul de mult aceste lucruri. Iar mașina asta, așa cum e, da, nu va fi la fel de puternică precum ce oferă Vagu sau Toyota sau BMW, alți producători, Mercedes, care în general la plug-in hybrids, pentru că acele mașini sunt într-o sferă premium, mai puțin Toyota, care nu merge pe ideea asta, pun cai mulți la bătaie. Și asta înseamnă că merg cu cifre de peste 200 de cai. Chiar și Kia face așa ceva, dar pe vehiculele mai mari, cum ar fi Sportage, de exemplu, sau în cazul Hyundai pe Santa Fe, pe Tucson, la fel la Sorento, pe Kia există genul ăsta de mașinării și mai există și clasele mai mari, acel Telluride de la Kia și Palisade de la Hyundai, care merg și ele pe un sistem din ăsta hibrid. Și practic nu se caută de la mașina asta să aibă niște reprize. La celelalte vei vedea, de exemplu Q55 TFSI are 367 de cai și folosește din start un motor termic. Vag în general nu prea merge pe Atkinson pe motoarele astea hibride, în ideea în care bagă un Otto Turbo cu putere, un 1.4 sau un 2.0 care dezvoltă de la 152 până pe la aproximativ 260 de cai. 265 parcă are ăla și electricul vine și el în completare cu vreo 140 ceva de cai. Toyota, de exemplu, are altă abordare. Pune electrice mai puternice, un RAV4 plug-in hybrid sau Suzuki Acros. Au bucata electrică pe față de 180 de cai și 270 de Nm și motorul termic se merge pe principiul de relaxare. Cilindree mare, cai mai puțin. Fordul Kuga la fel. Are partea de electric undeva 60-80 intervalul ăsta de cai putere, iar motorul termic dezvoltă de sine stătător 152 de cai, tot un 2.5 de Mazda, este motor din gama L. Așa că e multă ciorbă aici, depinde cum setezi aceste cifre și ce se dorește de la acea mașină, pentru că e clar că dacă tu vinzi un Mercedes E-Class, de exemplu plug-in hybrid, nu o să poți să pui doar 140 de cai, deși probabil în unele situații ar fi foarte eficient. Da, e o clasă care necesită putere, pentru că na, sunt mașini premium și alte discuții, așa că Kia nu putem spune că e un brand premium sadea. Da, fix mașina asta în care te afli, bine a remarcat cineva într-o prezentare pe la alt canal, zice, băi, eu nu mai înțeleg nimic cu clasele astea. Ce pana mea zice premium? Știi, în ideea în care trebuie să fie sigla neapărat și îi dau dreptate, pentru că a dat un exemplu concret în care a spus Renault Talisman este o mașină din punctul lui de vedere premium, adică ai fotolii, nu scaune, ai tot felul de opțiuni de confort, ai direcție pe patru roți, ai o gamă foarte variată de motoare și puteri, transmisii care mai de care, inițiale Paris ca echipare este boboc mașina aia la parte de confort, dar nu-i considerată premium în acte. În schimb, există mașini care costă dublu, cum ar fi anumite Audi-uri, de exemplu, care au fețe de uși tari în spate, fețe de uși tari chiar și în față și sunt niște chestiuni care aparent pe clasa premium n-ar trebui să fie. Și n-ar mai trebui neapărat să etajăm așa, pentru că uite, mașina asta ok, în acte nu e premium, dar ai încălzire în volan, ai ventilație și încălzire în scaunele din față, ai memorii la șofer, cel puțin scaun din față, digital cockpit, ecran de 10.25 tactil conectat la net cu toate tipurile de sisteme de asistență, are
motorizare plug-in hybrid, ai în spate scaunele încălzite, ai ventilații în spate, adică oarecum aproape o climă pe trei zone, dacă am putea spune, dar totuși nu-i premium. Deci depinde cum percepi. Până la urmă, părerea mea e că premium, da, înseamnă și istoricul brandului, dar trebuie să însemne și ce resimți tu de la acea mașină. Mă simt premium, nu știu cum e un cuvânt imbecil câteodată, pentru că o să ajungem să spunem că noul suc de la nu știu ce marcă e premium. Că s-a dus prea în extremis chestia asta. Știi? E o mașină complexă, să-i spunem așa. Și consumurile sunt interesante. Nu sunt cele mai bune din clasă, pentru că mașina totuși are cam 1600 de kg. Vei găsi, de exemplu, Toyota cu putere în acesta real, care au 1200 de kg și clar contează treaba asta mult mai mult. Și am observat eu concret niște cifre cam așa. Deci dacă mergi în oraș, uite, acum este ploaie, am aerul condiționat pornit, încălzirea în scaun și mașina mi arată un 6.1, doar că trebuie menționat faptul că motorul momentan este relativ rece, adică nu a apucat să meargă foarte mult, are 50 de grade temperatura antigelului și de aceea la o plecare inițială consumul e puțin mai mare. Ieri am mers în trafic cu aerul condiționat pe auto 19 grade, ventilația în scaune pornită pe prima treaptă, n-am menajat mașina pentru că mă grăbeam, aveam de mers, am fost la o filmare în Drilița, m-am întors înapoi, deci am făcut vreo, nu știu, să fi fost 100 de kilometri cu totul, parte din care majoritatea era un oraș și am avut un consum cam de 6, tot așa. Dar stat în trafic, adică și cu mașina neîncărcată. Deci eu tot timpul la plug-in hybrid fac aceste consumuri cu bateria cu autonomie zero. Pentru că evident când bateria este full încărcată electric, o să ai un aport mare de electric și consumul e ăla de la carte, 1%, 2%. Dar nu e un consum relevant pe termen lung, pe parcursul plinului de benzină al unei mașini. Și de asemenea, în oraș, dacă mergi lejer seara sau prins genul ăsta de trafic mai liber în care mai ai reprize între semafoare, nu depășești 6, adică o să vezi cifre între 5, 2, 5, 8 în intervalul ăsta, seara și mai puțin, dar mai greu, că nu-i genul ăla de mașină. Iar la extraurban drum național, am făcut ieri testul tot așa, căldură, aer condiționat, pe bucata aia din voluntar până în Șindrilița și înapoi, 4.2, pe urmă pe DN1, dacă mergi liniștit 80-90, tot așa, 3.8, 4.2 în intervalul ăsta, dar la mersul real mai vivace așa, o să vezi în jur de 4.8, 5.2 în intervalul acesta, iar la autostradă, dacă mergi constant, se rotește în jurul la 6.2, 6.4. Ideea e că totuși o mașină măricică, nu are coeficientul aerodinamic al unui break sau unui sedan, pentru că ea este un crossover, adică e bazată pe un hatch, clar un seat standard e mai puțin mai jos pe partea asta, dar nu găsești configurația asta tehnică pe acea mașină și până la urmă ce e de observat la ea este că are consumuri medii mai mici decât varianta termică, adică pe autostradă 6, 5, 6, 6, n-ajungi la 7. Ca să scoți 7 de la mașina asta ar trebui să mergi cu o viteză mai mare decât permite legislația și nu e neapărat relevant. Evident, dacă o conduci cum se conduce în realitate românește, o să ai în continuare cifre care sunt apropiate sau mai mici decât un diesel. Dar cert este că depinde și de gradientul pantei, dacă te duci în sens de autostradă sau pe celălalt, o să vezi niște variații de vreo 400 de grame la 100 de kilometri, dar este bine. Adică, realmente, cu mașina asta cu plinul de benzină, eu am făcut deja cu ea, ia să vedem, deci am parcurs 236 de kilometri și extraurban și în oraș, adică mi-am făcut bucla mea de Znagov, teste și așa mai departe, două drumuri în oraș, încă un extraurban și în continuare ea mi-arată 565 de km autonomie, calculată pe baza acestui consum, deci de la plinul făcut al mașinii, 5.3 consum. Asta este toată povestea și practic dacă stăm să ne uităm, aici nu luați în seamă 97 consum cât apare în bord, pentru că am stat cu motorul pornit pe loc vreo 2 minute, eu am pus contactul și mi-am aranjat telefonul și de asta consumul real de deplasare în trafic e 6.1. Și asta cât înseamnă? 500, 700, 800 de kilometri cu un plin de, nu știu, 40 un pic de litri. Adică mașina e bine pe partea asta. Nu putem să spunem că este
ceva neplăcut la partea asta. Și complexitatea clar este mai mică decât a unui diesel. Am uitat să explic la partea tehnică că și EGR-ul ajută la eficiență aici, prin faptul că se ocupă de recirculația gazelor și coboară temperatura de ardere, scade pierderile de pompaj pentru că poate să mențină clapeta de accelerație mai deschisă. Din nou, o discuție poate prea tehnică, dar e acolo și e pentru eficiență. Însă avantajul mașinii este că, având o rezervă de baterie, totuși fiind un plug-in, parcă stă mai mult pe electric. Adică, de exemplu, chiar și acum cu autonomie zero, aproape toate plecările sunt complet electrice și în funcție de sarcină, de cum apeși pedala de accelerație, poate să meargă chiar și așa cu bateria descărcată și vreo 1-2 km pe electric. Și evident că de-aia se adună toate aceste cifre. Pic cu pic ea câștigă. Dacă o ai încărcată ca lumea, evident că se scade consumul vizibil. Și de asta plug-in hybrid-ul trebuie să fie exact așa cum îi spune numele, plug-in-uit cât mai des, băgat în priză. Sunt niște mașini care sunt special făcute pentru a fi încărcate cât mai des. Maximul de consum, minimul de fapt, și maximul de eficiență îl scoți cu bateria încărcată. Și de asta, dacă tu ai undeva acces la o priză unde să încarci ieftin și totuși la o baterie de 8 kW, util probabil are 6, chiar nu te costă o încărcare, numai că trebuie să o faci mai des. Și evident că în parcarea de la job, dacă ai o priză simplă de 220, nici nu-ți trebuie mai mult, în 2 ore e încărcată, n-ai niciun fel de probleme. Și mergi 50 de kilometri în București. Poți să mergi extraurban, dar nu vă rostul să mergi pe electric acolo. Iar mașina așa e gândită să fie condusă până la urmă, modul ăsta eficient. Cel mai ineficient este dacă o treci pe modul sport. În general, plug-in hybrids au tot felul de metode de-astea de ținerea bateriei. Adică poți să păstrezi încărcarea ca să o folosești mai încolo. Poți să mergi pur electric. Dacă e încărcată, poți să mergi într-un mod auto care comută el între electric și hibrid. Dacă bateria e complet descărcată pentru autonomie 0, nu înseamnă că ea este de fapt la 0. Are o autonomie, o rezervă de vreo 30% și ceva, dar ție nu ți afișează neapărat cifra respectivă. Însă au și posibilitatea de a păstra acea încărcare. Aici nu ai un buton specific pentru acest lucru, însă am observat că dacă o dai pe sport, cu preponderență începe și încarcă bateria. Până la un punct, nu cred că o va duce până la maxim. Ideea e că crește consumul, pentru că în momentul în care motorul funcționează, el rămâne turat mai mult timp, deconectează de transmisie motorul ca să poată să aibă generare de curent. Și aici am uitat să menționez că mașina pe cureaua de accesorii are un alternator răcit cu apă care funcționează conectat la circuitul de înaltă tensiune, adică el poate să producă curent, să-l trimită în invertor, care invertor mai departe trimite acel curent în motorul electric din zona transmisiei sau încarcă bateria. Și chestia asta se poate vedea pe fluxul de pe ecran, cum circulă săgețile respective. Poate să și recupereze regenerativ atât prin rotația motorului electric cât și prin generatorul ăla, hybrid starter generator de pe curea. Și acum, de exemplu, deși eu am autonomie 0, mie mi-arată 9% starea de încărcare a bateriei. Dacă apeși butonul sport, când ajunge la 20% stare de încărcare, începi și vezi în bord autonomia crescând. 1 km, 2, 5, 7, da, trebuie să conduci cam o oră și ceva ca să ai 10 km de rulaj. Dar nu mi se pare eficient să faci așa ceva. Pentru că realmente mașina este gândită să fie încărcată de la priză, nu să o încarci tu în mers. Dar apreciez o chestie, faptul că deși încărcarea în mers este mai lentă decât la alte mașini, cea mai rapidă încărcare am văzut la Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in Hybrid, care are și sistem de înaltă tensiune pe încărcare și în 20 de minute e full bateria, dar consumul afișat e un, cred că, 20% în perioada aia. Multe plug-in hybrids la încărcare îți țin bateria, motorul pornit tot timpul, inclusiv la relanti. La mașina asta, dacă o lași pe sport, ea încarcă doar în mers, însă pe loc nu va ține motorul pornit și de aceea consumul total afișat în oraș crește la un 9%, de la 6 cât are acum. Pe autostradă mai, și drumul național mai pui un litru 2 maxim, nici măcar, pentru că acolo motorul oricum e în aport. Așa că probabil e făcută chestia asta ca să aibă o rezervă de putere în baterie, să poată să dea niște reprize electrice consistente. Dar n-a explicit funcția de încărcare. Însă
bănuiesc că e util, nu știu, în Bruxelles, de exemplu, unde probabil n-ai voie în centru cu anumite mașini diesel sau termice și merge chestia asta în care încarci și mers pe autostradă până acolo, câștigi 10-15 km autonomie electrică cât să te descurci prin centru cu motorul oprit. Și în Londra este faza asta. Adică, în mod normal, cu asemenea mașină în Londra, nu vei plăti acel congestion charge de acces în Westminster City, în centru. Dacă intri cu o termică, este cam 12 lire pe zi acea taxă. Și adunat zilnic e o problemă de costuri până la urmă, asta este situația. Da, cam asta e în linii mari mașina, dar esența e că se conduce plăcut. Însă, totuși, pentru 1,6 tone, 141 de cai, nu e o cifră optimă, adică trebuie să tragi destul de tare de motor, mai ales că ea pe modul eco, pe standard, așa cum funcționează acum, pare puțin bleagă, să-i spun așa. Adică apeși accelerația și întâi se turează motorul, dar parcă nu transmite nimic la rost, doar retrogradează, produce curent și trimite în acel electric. Însă, dacă apeși ca lumea pedala și treci de punctul de kickdown, de contactul ăla fizic din pedală, mașina trage. Adică acum ce ați auzit dâng-dâng-dâng-ul ăla este faptul că roțile au patinat. Și, în mod ciudat, SP-ul meu, adică traction control-ul, ar fi trebuit să intre, dar uite că are suficientă putere, adică dacă mașina a patinat în accelerație, nu e anemică, doar că felul cum repartizează puterea este făcut să fie fluentă pentru eficiență, nu pentru genul ăsta de reprize dinamice. Iar dacă dai mașina pe sport, se schimbă total aspectul ăsta pentru că răspunde foarte bine. Adică, deși cumva la hibride ai o deconectare audio, în sensul în care motorul câteodată se turează mai anapoda față de ce transmite la roți, ea de fapt pune jos, numai că tu la cea mai mică atingere a accelerației dai o comandă la întreg sistemul, nu doar la motorul termic. Așa că prima dată se pune jos puterea de la electric și repriza există, doar că pentru că tu nu auzi motorul turându-se, ai impresia că ceva acolo nu se întâmplă. Dar nu este așa. Camry de 2.4 de Ucraina. În continuare reiterez că domnii din fostul spațiu sovietic au niște mașini mult mai interesante decât noi. Așa și trebuie să o conduci. Adică întotdeauna, când vrei dinamică, apeși pedala. Nu trebuie neapărat să criticăm chestia asta, dar necesită un timp de obișnuință, adică de-aia contează să exploateze această mașină corect și de-aia pe mine câteodată mă enervează vehiculele astea prea complicate în scopul de prezentare, pentru că trebuie să fac 7000 de teste, sunt foarte complexe, au moduri de condus și e de datoria mea să trec prin ele ca să pot să vă expun o situație amplă a mașinii, să înțelegeți toate chestiunile. Și, de exemplu, la un plug-in hybrid poate să apară niște situații foarte neplăcute pentru vânzători de la reprezentanță. De exemplu, la un Renault Captur, o mașină excelentă pe parte de plug-in, numai că cel puțin modelul testat de mine, fabricație 2020 era, are o logica a softului care presupune că bateria de plug-in trebuie neapărat să fie încărcată tot timpul la minim 40% autonomie, care înseamnă 18-24 de kilometri pe electric rulaj. E, și chestia asta presupune că dacă tu ai mers full electric și ai descărcat toată autonomia, motorul termic muncește să readucă bateria la 40%. Dacă în intervalul ăla de încărcare tu, agent de vânzări, te duci într-un test drive cu un client, ăla o să se sperie pentru că va vedea în bord un cifraj afișat pe consumul de trip de 20%. Dar este un consum ireal, în sensul în care el nu-i făcut pe 100 de kilometri, ci e făcut pe o bucățică mică de test drive, pe 7 kilometri, să spunem. Mașina real, dacă mergi cu ea în trafic, va consuma maxim 6%. Dar dacă nu știi chestiile astea și nu știi să le explici, vei avea niște probleme în a vinde mașina, pentru că o să vadă, uite, bă, de aici cu plug-in hybrid tot consumă 20%. Dacă însă pleci în test drive cu bateria corect încărcată și mașina cu dinamica asta înțeleasă, nu vor fi probleme. Dar sunt convins că undeva cineva acolo s-a plâns de aceste consumuri de plug-in, în ideea în care le-ar fi considerat prea mari. Nuanțe, da? Nuanțele contează atunci când faci o vânzare și se întâmplă de multe ori să nu se întâmplă niște chestii la momentul oportun. Așa că de asta eu sunt adeptul prezentărilor cât mai detaliate pentru aceste mașini, ca să înțelegem pe deplin cum ele funcționează până la urmă.
cam asta ar fi în linii mari mașina, ce am avut eu de zis despre ea, și aș mai putea să completez că mi-a plăcut la ea sistemul de frânare, care este electrohidraulic, adică toate mașinile hibride, pentru că au această componentă electrică, necesită un sistem de frânare regenerativ, adică el începe să frâneze din momentul în care începi să ridici pedala de accelerație, pentru că motorul electric, începe să fie antrenat de transmisie și nu motorul electric antrenează transmisia, apar niște situații când el generează curent. Depinde însă de marcă cât de eficientă este generarea curentului, pentru că, de exemplu, n-ai să pui motorul electric direct pe diferențial, când nu ai pierderi, adică roata mișcă direct motorul, și e mai ineficient să-l treci într-o transmisie unde, până să ajungă la motorul electric inputul mecanic, trebuie să treacă până toată transmisia, toate acele trepte, pinioane, adică se mai pierde niște lucru mecanic pe acolo. Vă că e ziua Lexus-urilor, asta este al patrulea Lexus LS pe care îl văd, ăsta e modelul nou, au mai fost două LS600H-uri care sunt parcate pe laterale pe aici, da? Revenind la ce avem noi de vorbit, deci componenta asta de recuperare presupune ca motoarele electrice să genereze curent. Ele când generează curent, depun un efort. Acel efort înseamnă o frână mecanică pe care tu o resimți prin încetinirea mașinii. E, dacă însă vrei mai mult, sistemul poate să aplice în statorul motorului, să activeze mai multe bobine din alea și automat se crește puterea electromagnetică de frânare. Și chestia asta de multe ori se întâmplă, ori prin selectarea acelor padele, ori prin simpla apăsare a pedalei de frână. Numai că tu, în momentul în care apeși pedala de frână, pentru început, tu nu comanzi plăcuțele în mod hidraulic. Și de asta sistemul electromecanic se numește blended brake system, adică parte din cursa pedalei de frână activează software-ul care controlează frânarea regenerativă și nu activarea plăcuțelor. După un punct însă începe frânarea hidraulică și aici este magia acestor sisteme. A durat cred că 10 ani să le regleze corespunzător pentru ca să poți să nu simți de fapt trecerea dintre regenerativ și hidraulic. Adică nu ai cum să zici un centimetru de cursă pe regenerare și restul de 4 pe hidraulic. Ar fi ideal așa, dar nu merge, pentru că sunt situații variabile. Pantele diferă, rampele, sarcina pe mașină. Adică sunt niște chestiuni care contează foarte mult pe partea asta, așa că trebuie să înțelegem aceste aspecte, dacă putem să le spunem așa. Iar în cazul acestui sistem, electrohidraulic presupune că practic ai un modul care generează o presiune cu motoraș. O stochează într-un acumulator hidraulic și pe traseu acolo există un piston care întărește artificial pedala de frână pentru ca tu să ai senzația că frânezi. Și tu chiar frânezi, doar că nu ți se spune cât din forța ta de apăsare se duce în electrice și când începe partea hidraulică. Și aici sunt mai multe sisteme. Toyota merge cu un acumulator pe azot, alții merg cu un modul SP și un acumulator din ăsta, cum a fost SBC-ul de Mercedes. Continental are un modul integrat, care are înăuntru atât modulul ABS-SP, cât și modulul ăsta de generare presiune, cât și feedback-ul artificial al pedalei de frână. Rezultatul final este același. Amestecarea regenerării cu frânarea hidraulică. Și la această mașină avem un modul care are un rezervor acumulator plus o bucată care ține de întărirea pedalei și un modul separat de ABS-SP care generează presiune hidraulică separată pentru ca sistemele de asistență să poată să intre să funcționeze atunci când este nevoie. Și e bun sistemul pentru că nu ai senzația de gol, adică la o prima atingere a pedalei imediat simți cum frânează, fie că asta înseamnă plăcuțe sau frânarea electrificată, să-i spun așa, regenerativă. Iar undeva între tranziție când apeși, se relaxează puțin frânarea și când apeși mai tare îi dă full power. Dar fiind un sistem software, poate fi calibrat la un rafinament bun și nu vei simți senzația de gol. La început, vehiculele astea plug-in au avut o situație neplăcută în care cumva frânele se simțeau așa ca un gol. Părea că nu frânează și tu te sperii în momentul în care apeși primul contact cu pedala și pentru că ai impresia că nu frânează, apeși mai tare. Și când apeși mai tare și intră toată forța blană, mașina îți dă în cap puterea. Și mai este o diferență. Sistemele de frânare cu generator hidraulic, fie el
mecanizat, cum era la un E32 cu pompă de servo antrenată de curea, au presiunea de 3 ori mai mare decât un sistem hidraulic convențional. În general, un sistem de frânare are cam 60 de bari presiune, iar unul din ăsta hidraulic, electrohidraulic, dezvoltă cam 180 de bari. Citroen mai avea sisteme de frânare de genul ăsta conexate cu suspensia. Și ideea este că dacă la o asemenea mașină te înfigi în pedala de frână că te sperii în trafic cu ceva, frânează, blană, adică are o forță foarte, foarte mare de frânare. Ce e însă ciudat la sistemele astea e că în momentul în care intră ESP-ul, ABS-ul și toate astea, nu simți cârâitul ăla în pedala de frână, pentru că ea nu mai este fizic conectată la etriere. Doar că depinde, adică contează să asculți un pic mașina, vei auzi toate crânțăniturile alea prin sistem, cum intră sistemele, cum ABS-ul, de exemplu, dar n-ai senzația aia de cioburi sparte sub pedală, care se resimte în general la vehiculele convenționale, care eliberează presiunea de frânare și de-aia, pentru că tu ai un sistem hidraulic complet conectat tot timpul, ai o vibrație ciudată în pedală, pentru că în momentul ăla sunt niște pulsații în sistem. Dacă însă pe sistemul ăsta există o avarie, că se mai întâmplă, se mai ard circuite, chestii de astea, e întotdeauna backup-ul sistemului de presiune generat de către modulul ABS-SP și există, se stabilește legătură hidraulică între pedala de frână și etriere. Și la sistemul SBC de Mercedes era chestiunea asta, numai că cei care mânăreau acele module când se stricau, eliminau acea legătură și din păcate modulul ăla genera niște probleme serioase în anii respectivi, dar totuși SBC-ul e din anii 2000, suntem după 20 de ani în prezent, a avansat tehnologia, așa că realmente frânele astea funcționează foarte bine. Deci, iată că ați primit o prezentare destul de detaliată a mașinii. N-aș fi putut să fac asta în prezentarea generală a mașinii, pentru că ar fi durat 7 ore, evident, și nu-mi propun să le lungesc chiar atât de mult. Ce să zic, cam asta a fost prezentarea și îmi iau la revedere. Nu știu, continuăm în zona de comentarii, păreri, impresii, că e bine să avem și pe acolo discuții scrise, că un urmăritor oarecare ce dorește informații suplimentare o să poată să-și extragă de acolo tot felul de informații noi. La revedere!